Vă urez Crăciun fericire pe acum, pentru că oricum deja s-a dat startul. S-au activat oamenii care abia așteaptă Crăciunul și au început în cor să-și frece mâinile de bucurie și să numere zilele până la Crăciun, de parcă ar fi săptămâna viitoare, nu peste un sfert de an. Iar problema mea este că nu înțeleg. Să nu înțelegeți greșit, n-am absolut nimic cu oamenii ăștia, doar că nu înțeleg. Am stat și am întors situația pe toate părțile și tot n-am reușit. Încă de acum vreo 2 săptămâni au început să-mi apară postări de la pagina Crăciunul în feed-ul de Facebook. Dacă sunteți urmăritori mai vechi, știți că am mai discutat despre pagină. Și de atunci, zilnic, îmi apar toate postările în feed. Nu mă deranjează, ba chiar mă amuză și mi se pare pe alocuri cam trist că sunt postări cu mai sunt 100 de zile până la Crăciun, mai sunt 99 de zile, 98 și tot așa, de-am ajuns la mai sunt 88 de zile până la Crăciun. Uite, ca să vă faceți o idee, să luăm drept exemplu câteva postări. 100 de zile până la Crăciun, reîncepem numărătoarea inversă. Deci, 100 de zile, 3 luni jumate aproximativ. Oamenii, într-o veselie, de parcă pot număra pe degete până la ziua de Crăciun. Iuhu, de când o aștept! Iuhu, în sfârșit, sărbătorile vin, sărbătorile vin! Iuhu, de 5 săptămâni ascult Christmas Song, doar cu genul acesta de melodie adorm puiții mei. Abia așteptăm. Deja a pus moșul o mașinuță deoparte pentru unul din băieții mei. Abia aștept. Și eu, mătușă. Ura! Aștept cu drag un alt Crăciun de poveste. Iupii! Anul ăsta vreau cadou un Mercedes-Benz. Pe lângă, o să vezi și mii de share-uri la postări cu oameni care se miră și se întreabă: deja? Adică, deja mai sunt 100 de zile până la Crăciun? Știu că apar dispensie din benzile de însenate pentru copii aceste reacții, dar ăștia sunt oameni în toată firea. Oameni care ba chiar arătau prin comentarii că deja se pregătesc de Crăciun. Din septembrie! Pe bune acum, nu înțeleg entuziasmul ăsta timpuriu. Ok, să zicem că înțeleg să fii atât de entuziasmat și să discuți despre Crăciun, nu doar cu o săptămână înainte, ci chiar cu 2 săptămâni. Sau fie, sunt un om generos și hai să zicem că înțeleg discuțiile astea chiar și de la începutul lunii decembrie. Că deja te gândești ce frumos e și că de Crăciun toate drumurile duc acasă, dacă nu i-ai dat foc deja. Dar din septembrie, de-abia a început toamna, sunt 25 de grade afară. Aș zice că Moș Crăciun nici nu a început să-și lustrească sania, dar știm cu toții că Moș Crăciun nu există. Îmi pare rău, copii. Și la fel de hazlii mi se par și postările, nu doar oamenii care comentează, ca de exemplu postarea de ieri cu o poză cu zăpadă peste care este trântit textul 89 de zile până la Crăciun și descrierea: vestea asta bună ne înseninează ziua. Care veste? Că mai sunt 89 de zile până la Crăciun? Veste nu înseamnă ce crede ăștia de pe pagină că înseamnă, ci vestea este o noutate care se aduce sau ajunge la cunoștința cuiva, o știre. Veste poate fi când lucrezi la un clip pe YouTube și ești apelat și ți se spune că soția ta tocmai a născut o fetiță de 3,2 kg. Veste poate fi când afli că un vecin din bloc are obiceiul prost de a linge clanțele dimineața când pleacă la muncă, de aia sunt așa lipicioase. Veste poate fi când afli că vecinul ăla nu doar că linge clanțele, dar linge și treptele ca să pe ele când ne cobori. Nu când ți se spune că mai sunt 89 de zile până la Crăciun, pentru că deja știai asta și nimeni nu poate modifica data în care pică Crăciunul. Nici măcar puia. Văzând asta și văzând cum gândește și reacționează oamenii, am ajuns la concluzia că e destul loc pe piață. Și aștept ziua când se vor face și paginile Paștele, unde să se posteze începând cu 100 de zile înainte de Paște, sau, de ce nu, să se facă o pagină numită Ziua în care s-a destrămat Five Gang și să înceapă și acolo o numărătoare inversă de 100 de zile până celebrăm un an de la acest eveniment, apoi 2 ani și tot așa. Eu zic că e loc de concurență. Și cam asta e problema mea cu oamenii ăștia care lasă comentariile, cât și cu oamenii din spatele paginii, că nu îi înțeleg. Bine, hai să zicem că pe cei din spatele paginii îi înțeleg. Poate mai lasă niște link-uri de afiliere în descrierea pozilor. Lumea cumpără și le mai intră și lor niște bani în buzunar. Dar în rest, că e și mai amuzant, cum toată agitația asta dispare cu cât se apropie mai tare Crăciunul, tu o să vezi că postările din ajun, cu o săptămână înainte de ajun și alea de Crăciun, strâng undeva la 1000 de aprecieri sau nici pe acolo. Că despre alea în care ni se zice că mai sunt 100 de zile până la Crăciun, păi 6000 de aprecieri. Deci am ajuns la concluzia că poate aparent e mai important să așteptăm.